În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu a trimis Dumnezeu pe Fiul Său ca să osândească lumea, ci ca să mântuiască prin El lumea. Iubiți credincioși, suntem în duminica de dinaintea prăzbuirii Înălțării Sfintei Cruci. Suntem în chiar preziua praznicului Înălțării Sfintei Cruci și de cele mai multe ori, în cu prilejul acesta, ne tot duce gândul către sensul acesta al Sfintei Cruci. Decât că noi atunci când gândim despre Sfânta Cruce, gândim ca despre ceva dur, ceva greu, ceva care va trece, dar nu vom scăpa neșifonați. Și nu este așa. Ani de zile m-am străduit să pătrund sensul acesta al Sfintei Cruci și mai ales al sărbătorii pe care urmează să o prăznuim mâine, m-am gândit cam cum să prezint Sfânta Cruce altfel decât o sperietoare, și chiar îmi permit să spun și sunt liber să o fac, o sperietoare dogmatică în care să arătăm cum că Sfânta Cruce este altarul de jertfă, cum Sfânta Cruce întotdeauna îl are și pe Mântuitorul răstignit tot timpul și așa mai departe. Aceste lucruri, dacă se predau la nivelul acesta pe care Părintele Arsenie îl numea foarte frumos, tipic, tipic și la inimă nimic, nu putem să înțelegem despre Sfânta Cruce decât că ar fi un instrument de tortură. Și ne-am întors exact în perioada de dinaintea răstignirii Mântuitorului. Sfânta Scriptură este, Sfânta Cruce este dincolo de răstignire, asta să ne intre foarte bine în cap. Și pentru că tot am intrat de puțină vreme în tagma bunicilor, mi-aduc aminte de Părintele Arsenie care, vedeți acum mintea omului cum este, de fiecare dată când intră într-o categorie, își caută aliați, mintea, merge, zbur de repede. Mi-aduc aminte multe lucruri de la Părintele Arsenie, dar azi noapte m-am gândit fix la singurul moment în care Părintele Arsenie mărturisea că era în autobuz cu nepoata lui. Vedeți ce frumos, cum se concentrează mintea să-și găsească în toate aliați. Deci gata, imediat mi-am ciurit urechile, opa, Părintele Arsenie cu nepoata în autobuz, ia să vedem. Era, zice tată, eram prin București. Nepoata mea lângă mine și mai aveam un nepot, dar era mai mare, dar nepoata era mai atentă. Și la un moment dat, zice, trece pe lângă o biserică. Zice, eu concentrat în dialog cu nepotul celălalt, n-am văzut-o. Și mă trage nepoata de barbă și zice, tataie, am trecut pe lângă o biserică, nu te închini. Zice, bineînțeles că am început să fac cruci, că toată lumea s-a uitat la mine. După care, zice, am mai trecut pe lângă câteva biserici și am văzut că toată lumea, cum vedea pe biserică, s-a uitat la mine ce fac. Vedeți ce înseamnă fișa postului? Nevastă nepoții. Apropo de fișa postului, deși v-am mai povestit odată, dar cred că a trecut suficientă vreme și vreau să vă aduc aminte, ajunsesem la o adresă, pentru că mă știți, plimbăreț așa pe tot orașul. Și ajunsesem cu vreo 45 de minute înainte. Știți că cea mai mare întârziere este să te duci mai devreme. Asta mi-a intrat de multă vreme în cap. Și când am posibilitatea, îi cruț pe oamenii aceia de a mă primi înainte, pentru că pentru ei și o secundă contează, ba că n-au aranjat un mileu, ba că n-au pus apă în vasul respectiv, ba că n-au aprins lumânările și mai departe. Acum, pe timp de vară, ba că n-au ținut lumânările la frigider cât a trebuit și după aia încep să se topească și mai departe. Și vă spuneam că am ajuns mai devreme și adresa respectivă era pe lângă o piață. Mă duc la servici, așa, merg de reverendă, dar nu o să mă întâlniți niciodată cu mine în piață, în reverendă, nu o să mă întâlniți la metro sau nu, pentru că nu vreau să amestec lucrurile și asta vă spun imediat după de ce nu o fac. Fusese și pe la piață, m-am așezat, zic, mă, mai e ceva timp, hai să-mi scot agenda, că eu întotdeauna am ce face. Am scos telefonul, am scos agenda și vreo jumătate de oră am scris acolo niște răspunsuri la frații ceilalți care așteptau răspunsurile
Și văd în fața mea un... Acum, probabil că o să credeți că judec oamenii. Nu. Dar așa, după înfățișare și după sticla de vodcă pe care o avea mână, pe românește, ca să vă spun că era un gentleman, nu pot. Era un boschetar. Și să uite el fix la mine, probabil că văzuse el așa cam ceva în atitudinea mea, eu cu pantalon negru, cămașa albă, să vedea așa frumos mașina neagră, să dădeam bine, ca să zic așa. Să uita frumos la mine, dar n-am zis să vină pe lângă mine. Dar mi-am dat seama că avea de gând să vină, dar îi scăpa ceva, îi lipsea ceva. Stau eu ce stau, văd că se apropie timpul, mă ridic pe scaunul în față, îmi iau reverenda din spate și mă îmbrac. În momentul în care m-a văzut omul reverendă, imediat s-a ridicat, nici măcar n-a catadexit să lase sticla acolo, nu? A venit cu ea mână cu tot. A venit la mașină și, bineînțeles, că a început să-i spună povestea. Sunt câteva povești, eu știu vreo 200. Ba că a pierdut autobuzul, ba că n-are bani de tren, cred că am sponsorizat calea ferată o grămadă până acum. Cert este că mi-am dat seama că nu trebuia să ascult povestea, era clar. Eu mă gândeam că urmea banii. De ce? Pentru că în momentul în care el m-a văzut că sunt îmbrăcat reverendă, în fișa postului meu, pe care o declaram prin uniformă, era că trebuie să am grijă și de el. Și acum m-am gândit, bă, de ce să-l dezamăgesc? Nu pot să fac. Imediat îmi băga mâna în buzunar, i-am dat și gata, a plecat omul. Ce vreau să vă spun? Că nu poți să-ți permiți să faci altceva decât știe lumea că o anumită uniformă vorbește despre cineva, așa cum zicea și părintele, ce tată, după care eram eu mai atent după biserici, sau măcar, cum să vă dea o turlă, imediat mă închinam să se uite lumea la mine. Pentru că părintele Asenie nu era trăitor pe din afară, părintele Asenie era un trăitor pe dinăuntru. Nu mi-a zis niciodată, mă, tată, vezi când vezi câte o biserică te închide 7 ori, nu, dar dacă a fost semnalată această situație de către nepoata, a trebuit să o facă. Și vă spuneam despre cum trebuie să ne purtăm cu simbolurile creștine, pentru că este apropierea praznicului Înălțării Sfintei Cruci, cum ne purtăm cu Sfânta Cruce. Și spuneam că nu o să mă vedeți niciodată pe mine îmbrăcat în reverendă pe la metro sau pe în piață. Eu am făcut armata într-o perioadă în care așa eram obligați ca studenți 9 luni de zile să facem armata și am fost la infanterie și acolo ni s-a spus, printre altele, pentru că am învățat și regulamentul de ordine interioară al Ministerului Apărării Interne, apărării, pentru că așa era cazul, dădeam și examene cam o dată pe lună, și unul dintre articole spunea așa, niciunui soldat sau ofițer nu îi este permis ca atâta vreme cât este îmbrăcat în uniformă, să care altceva decât un diplomat sau port hartul. Adică se cere respect pentru uniformă. O să spuneți, bine, bine, dar ce are uniforma aia verde cu amata care e neagră? Nu, este uniformă. Și nu vreau să o târăsc prin piețe, nu vreau să o târăsc într-o imagine, și nu vreau să o fac imagine altfel decât trebuie să fie. Nu vreau să vadă lumea o reverendă care se oprește în fața unui raft și compară două prețuri și împinge de un cărucior. Nu. Nu o să vedeți niciodată asta bine. Și apropo de același lucru, noi aici pe la botezuri mai primim prosoape una alta și toate le ducem acasă, bineînțeles. Și îmi povestește fiica mea, Ozana, s-a dus la sală. Acum, vedeți, fiica mea este model, moare lumea după el, trebuie să ducă și la sală. Așa scrie fișa postului. Între 16 ani până pe la vreo 25, când o să vină copiii și mai departe, duci la sală. Și zice, tati, să vezi și mi s-a întâmplat. Zice, n-am avut timp să fac repede bagajul cum îl făceam eu, zice, și în fugă mi-au adus aminte că îmi lipsește din rucsacul cu care mă duc la sală, fix un prosop și mă duc, dezertar, iau prosopul, fac în rucsac și plec. Zice, după ce îmi fac eu antrenamentele respective, între două antrenamente, zic, hai să fac un duș repede. Ce, când să mă duc la duș, îmi iau din rucsăcel prosopul. Când desfac, zice, numai cruciulițe și îngeraș.
De ce, tată, cum să mă duc eu cu ăsta la baie? De ce, și-am renunțat la restul antrenamentului și am venit acasă și am făcut dușul. Adică, fraților, nu ne permitem să scoatem simboluri creștine nici pe stradă, nici să le folosim în altă parte decât este cazul. Pentru că te faci priveliște, tată. Și zic, mă, dar de ce nu l-ai folosit? Zice, tu acum, mă vedea careva, zice, nu, că nu mi-era rușine de sfântă, dar mă vedea, nu dă bine. Dacă eram la biserică și ștergeam geamuri, nu era nicio problemă. Dar absolut nicio problemă. Dar nu am putut să iau acest simbol și să îl prezint altfel și în alt loc decât era cazul. Iubiți credincioși, vroiam să vă vorbesc despre Sfânta Cruce și cred că am început să dau de înțeles că chiar asta și fac. Sfânta Cruce nu este element de tortură. Chiar de asta am accentuat, pentru că Sfânta Evanghelie, care conține decât 4 versete din convorbirea Mântuitorului cu Nicodim, și chiar așa se încheie, așa cum v-am spus la început, nu a trimis Dumnezeu pe Fiul Său ca să osândească lumea, ci ca să mântuiască prin El lumea. Sfânta Cruce este sensul vieții noastre. Atunci când femeile mironosițe s-au întâlnit pe cale cu Mântuitorul, au primit prima poruncă și cea mai mare poruncă, în chip de salut, când le-a văzut, Mântuitorul le-a zis, bucurați-vă! Măi copii, nu le-a zis, bateți metanii, nu le-a zis nici măcar, țineți post, faceți, deci, bucurați-vă, înseamnă că sensul vieții creștine este bucuria. Pentru că v-am spus și altă dată, învățam la dogmatică, care este sensul creației. Sensul creației este, învățam ca trăznea, că da, așa era, de. Sensul creației este preamărirea creatorului și fericirea creaturii. Nu mi-a intrat așa din prima, cum eu zic acum așa, și o să o învăț exact ca trăznea până când mi-a intrat în cap. Zic, bă, dar mi-a intrat în cap, dar nimeni nu mi-a intrat deloc. Și m-am străduit apoi în următorii și de altă preoție să înțeleg care e situația asta. Și până când m-am întâlnit exact cu Mântuitorul pe cale și m-am așezat eu în locul femeilor mironosițe. Și când a zis Mântuitorul, bucurați-vă, a zis, iată, tată, sensul creației, e mult mai simplu decât ne învăța la școală. Este să ne bucurăm. Fericirea creaturii. Dumnezeu nu ne-a făcut să ne chinuim. Că mai vezi pe câte unii care își așează pe parbriz altarul. Adică eu am aici pe altar avem câteva candele. Eu am văzut niște mașini care au mai multe decât aici. Cruciulițe de toate dimensiunile. Măi, fraților, dar în asta constă legătura ta cu Dumnezeu că ți-ai împopoțonat mașina halul ăla. Dar cum mai conduci? Ca să, așa, să știți că mașina nu conduce Duhul Sfânt. Hai să fim puțin serioși. Duhul Sfânt te ajută, că și pe mine mă mai ajută, zic eu, Sfântul Nicolae. Câteodată mai trece unul, eu zic, ăsta nu l-am văzut sigur. Mai și recunosc. Adică să, era clar, dacă era după mine, nu l-am văzut. Dar nu mă las numai și numai pe Sfântul Nicolae, că așa mergeam mașină teleghidată, puneam reverenda pe mine, mă încinam și ziceam, hai Doamne ajută, hai să plecăm. Nu, am împins mașina de atâtea ori și n-am dat vina pe Dumnezeu că mi-a furat mașina. Important este să înțelegem măcar astăzi că sensul creației este bucuria, nu chinuiala. Spuneam de oamenii aceștia care se chinuie singuri, adică își chinuie și vederea și vreau să vă spun că mai degrabă înaintea lui Dumnezeu avem o cruce în mintea noastră decât să avem 100 pe noi, că am mai văzut și altele, tot felul de gigele, că așa am înțeles că se zice pe nu știu ce zona Europei, cruciurițe pe mână, pe picioare, pe... Băi, fraților, nu confundăm lucrurile. Nu asta înseamnă să fim creștini. Să fim creștini înseamnă să ne bucurăm, să arătăm pe fața noastră că suntem creștini. Ce ar însemna să fim negri de supărare cu 2-3 mătănii în stânga, 2-3 în dreapta, de diverse culori, și să le manevrăm cum se manevrează accelerația de la motoarele astea de 500 de cai putere. Tup, 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 tup. Nu, tată. Și omul să te vadă numai încruntat. Nu, fraților. Prefer omul să fie așa cum a vrut Mântuitorul. Fericit.
În momentul în care suntem fericiți, dăm dovada faptului că suntem creștini. În momentul în care postim, trebuie să arătăm că postim, să fim mai îngăduitori, să te întrebe cei care te cunosc, bă, dar ce ai pățit? Așa se întreabă, ce ai pățit, numai că arăți într-un fel sau într-altul. Când te vede că nu-i dai satisfacție imediat, când te înțeapă și nu răspunzi, te întreabă ce ai pățit. Păi n-am pățit nimic, dar țin post. Aoleu, serios? Da. Trebuie să se vadă că ținem post, să se vadă că suntem creștini și acum, pentru că avem aici foarte mulți copii care se pregătesc pentru ultima jumătate de zi de vacanță, eu pun accent pe partea pozitivă a lucrurilor. Copii, vacanță plăcută! Pentru că mai e jumătate de zi. Bucurați-vă așa cum trebuie. Bucurați-vă. Noi mâine vom veni să slujim aici, să facem Sfânta Liturghie. Am zis ani de zile că începem cu stângul, că nu știu ce, mi-a trecut. Mi-a trecut și vreau să vă spun ceva. Dacă tot vă învăț să fiți buni, să nu mai judecați și să arătați că sunteți creștini prin zâmbet, n-am să mai zic nimic vis-a-vis de faptul că e 14 septembrie mâine, este luni și începe școala și vezi, Doamne, ar trebui măcar să... Nu, pe 15, nu, nu. Este bine. Mă bucur că acum o lună de zile când am lansat rugăciunea aceea teribilă ca să nu înceapă anul școlar în 2016 pe 4 septembrie, cum era anunțat și citeam acolo de la Guvern Cetire, ca din Scripturi. Mă bucur că s-a schimbat. V-am promis eu. Că da, dar vă promis și acum că nu mă las. Că nu știi când le vine pe chelie să facă ceva. Dar e bine, semnele sunt bune. Semnele sunt bune în sensul că dacă noi acceptăm cu o implicare oarecare, faptul că începem școala, trebuie să acceptăm pentru că suntem creștini și sensul Sfintei Cruci este, printre altele, și acela pe care l-a spus fratele nostru Ion Creangă despre împărțirea în funcții și pe vârste. Dacă-i copil să se joace, dacă-i cal să tragă, dacă-i popă să cetească. Iată noi, eu popă fiind, din mâine să fac Sfânta Liturghie, din preunul Părintele Alin, suntem aici, ne vedem de ale noastre. Cei care aveți copii de dus pe la școală, liturghia dumneavoastră este în fața școlii să vă bată soarele ca să simțiți că a început școala. Și gândul la vacanța mare. Pentru că așa se poate trăi frumos un an școlar. Cu gândul la vacanța mare. Pentru că acesta este sensul Sfintei Cruci. Că de asta o port în mână mereu să o vedeți când ieși la predică. Pentru că sensul Sfintei Cruci este acela de a vedea că trecem mai departe. Vedem o latură transversală a Sfintei Cruci și atunci ne dăm seama că noi mergem pe latura aceasta, spre cer. Dar vedeți că în stânga și în dreapta mai sunt două căi. Astea sunt niște alternative pe care nu trebuie să le băgăm în seamă. Noi avem gândul înainte. Așa cum am zis, când începem școala ne gândim la vacanță, nu mai gândim în stânga, în dreapta, că mai e vacanța mică, nu, nu. Vacanța mare, direct. Și atunci sensul Sfintei Cruci este fericirea noastră. Nu este nici de cum întristare, nu este nici de cum punerea în imagine neapărat a Mântuitorului care s-a răstignit, da, pentru noi s-a răstignit și știm asta, nu este sensul suferinței noastre, nu, pur și simplu este în sensul de a nu uita niciodată că suntem lăsați să fim fericiți. Nu suntem lăsați nici să ne chinuim, nu suntem lăsați nici să tragem de greutăți, ci pur și simplu suntem lăsați să fim fericiți. Iubiți credincioși, eu, ca un bunic începător, cum v-am promis acum câteva zile că mă voi strădui ca în această calitate să încep să fiu mai înțelept, pentru că o să vadă nepoții la mine și trebuie neapărat să fiu foarte atent, sunt mult mai responsabil. Acum copiii știți că au pretenții și nu au pretenții, dar la un moment dat când n-au nicio explicație, eu știu așa de când eram eu mic, e ce du-te și întreabă tactul mare. Adică acum toată responsabilitatea e pe mine. Și învăț și astăzi de la praznicul înălțării Sfintei Cruci că locul meu deja este undeva în care să fiu ușor văzut, de bine și să nu mă dau niciodată la o parte. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem, odată pentru totdeauna,
că n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său să o sândească lumea, ci ca prin El să o mântuiască. Așa să ne ajute.